La împlinirea celor 176 de ani de la lupta pompierilor din dealul Spirii, de la 1848, pompierii hunedoreni au sărbătorit în mijlocul oamenilor. Au fost organizate evenimente la Brad, Orăștie, Hunedoara, Petroșan și Deva. Astăzi este o zi de sărbătoare la nivelul unității noastre, sărbătorim Ziua Pompierilor Militari din România. Ocazie cu care, la nivel județean, desfășurăm mai multe activități, și anume Ziua Porților Deschise la nivelul subunităților de intervenție, desfășurăm puncte de informare preventivă în municipii și în zonele cu aglomerări de persoane, se desfășoară exerciții demonstrative și prezentări ale tehnicii de intervenție. Tot cu această ocazie, la nivelul unității, în urma unei analize temenic argumentate, au fost desemnați salvatori care au primit titlul de pompierul anului, paramedicul anului și voluntarul anului. Păi, pasiunea mea pentru a salva oameni, am început să o dezvolt de pe la 14 ani, am făcut voluntariat în mai multe părți, inclusiv Crucea Roșie, de unde am și început. Și nu, plecându-mi să ajut oameni, am decis să vin la pompieri. Care ți s-a părut cea mai grea misiune? Cea mai grea misiune s-a întâmplat în decembrie anul trecut, când două fete de 15 ani au decis să se sinucidă. Și eu am fost prima persoană care a ajuns la locul faptei și le mai și cunoșteam, fiind niște cunoștințe. Și poate să fie greu la început, dar cu timpul trebuie să te gândești că ai făcut tot ce ai putut. Și asta este până la urmă. Mă simt onorat să fiu ales azi paramedicul anului. Este o împlinire sufletească, ori de câte ori mergem la un caz și îl finalizăm cu succes. Asta este pentru noi un sentiment cel mai plăcut. Atunci când reușim să salvăm o victimă, fie ea aflată într-un stop cardiorespirator sau în alte împrejurări. Cele mai grele momente sunt atunci când suntem conștienți că am depus toate resursele necesare pentru a salva o victimă, dar sunt și cazuri care, din păcate, Dumnezeu are un plan, alt plan pentru victimă. Este o distincție onorifică care îmi aduce multă bucurie. Este un semn de apreciere din partea conducerii și mă determină să merg mai departe în această meserie pe care o fac cu mare drag de 18 ani încoace. Și căței unora dintre pompierii hunedoreni au sărbătorit alături de ei. Tu vrei să te faci pompier? Nu le răspunde, poate ne răspundeți dumneavoastră. Bună ziua! Clajutram Culcea la ISU Hunedoara. El este un puiuș de 7 luni de Jack Russell Terrier. Este un cățel care se formează, astăzi a venit la socializare și sperăm ca pe viitor să poată facă parte din rândurile salvatorilor și să aibă cât mai multe misiuni cu succes. Zeci de copii veniți să îi felicite și să sărbătorească alături de pompieri au fost fascinați de tehnica din dotarea pompierilor militari. Vă place mașina de pompieri? Da! Da! Care dintre voi vrea să facă pompier? Ce înseamnă să fii pompier? Să stingi focul la oameni în casă! Ai nevoie de curaj să te faci pompier? Da! Cât de mult curaj? Foarte mult! Foarte mult! Și multă muncă! Și multă muncă! Eu m-am decis... Tu vrei să te faci pompier când ești mare? Deci... E bun pompier, polițist, orice meserie e bună. Doar polițist să ajute oamenii. Și pompier, dar și animalele. Polițistul este, dar și pompier și smurt. Și tu ce vrei să te faci, pompier sau paramedic? Pompier!